Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra roz. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând gratuit în aplicația Tarot by AI. Te invit cu mare drag acolo. De asemenea, tot acolo ai în fiecare zi și culoarea norocoasă, dar și numărul norocos pentru tine. Hai să vedem, dragii mei, mesaje. Deja am început. Cărțile vor să iasă. Numărul 1. Numărul 1 pentru voi. Ia uite, o veste bună aici legată de dragoste. O veste bună care ține și de un final. Adică se poate finaliza o etapă mai puțin plăcută. Poate să fie un moment în care te întâlnești cu persoana iubită sau primești o invitație într-un cerc de prieteni. Primești o invitație undeva și acolo uite că poate să apară o persoană. Hai să vedem pentru tine. Ia uite, o bucurie mică. Apare o veste bună așa pentru sufletelul tău. Poate este un moment în care te preocupi de un copil sau un moment în care te preocupi de lucruri mărunte din viața ta. Ai și tu anumite bucurii acolo mărunte care contează pentru tine foarte, foarte mult. Hai să vedem despre ce e vorba. Ce-i cu bucuria mică? Un noroc mare. Un noroc mare. E, unii dintre voi e ca și cum nu vedeți norocul ăsta, da? Ia uite, și cu o tranziție, și cu o schimbare, o veste care ține de o casă străină sau de un loc nou în care mergi. Deci, dacă aștepți un răspuns legat de muncă, să știi că acesta este pozitiv. Da, pozitiv. Da, pisicile sunt aici prezente cu noi, sunt agitate, cred că or să vină și la filmare. O bucurie mică privind o petrecere, o amiciție, nu știu, primești o veste bună și petreci, poate ai o zi de naștere undeva anume sau e un eveniment important, e un eveniment mare. Apoi, pentru casa ta avem o ceartă, da? Poate să fie un fel de discuție în contradictoriu. De asemenea, este un moment aici în care e ca și cum vrei să rezolvi o situație, dar e nevoie să asculți și părerea celuilalt sau cumva este nevoie să găsiți un punct de mijloc. Hai să vedem despre ce e vorba. Boală, ia uite. Pot fi niște discuții în contradictoriu privind o problemă de sănătate a unei persoane, privind o schimbare. Ia să vedem. Ia uite, lacrimcică. Da, aici poate fi o discuție destul de serioasă, poate cu o rudă, poate la muncă, cu cineva. Are legătură și cu o surpriză pe care o ai. Poate în momentul de față ești supărat în legătură cu o situație. Și dacă este așa, cărțile zic că, uite, vei avea parte de o surpriză printr-o veste bună care apare de la drum. Sau o veste bună care apare din altă casă, din alt oraș, o invitație, cine știe. În curând vei reuși ce gândești. Ia uite, deci dacă ți-ai propus să faci ceva în viitorul apropiat, cărțile zic că reușești. Are legătură cu niște piedici, cu niște blocaje care sunt aici în legătură cu o relație, în legătură cu o cununie, în legătură cu un angajament. Poate pentru unii are legătură și cu un contract. Ia uite, primești o veste aici, primești o invitație, primești o ofertă, primești ceva. Și are legătură cu un bărbat tânăr, ceva mai viclean din fire sau cineva care își urmărește aici un anumit interes. Hai să vedem în viitor. Ia uite, musafir, îți vin persoane în vizită. Sau te duci tu undeva, mergi într-un loc mai luxos, într-un loc mai scump,
Pe de altă parte, văd un moment de răsfăț pentru tine. O companie plăcută. Deci, uite, te vezi cu niște oameni foarte dragi ție și te vei simți bine aici. Poate are legătură și cu o persoană care e supărată sau care chiar are probleme financiare și vine și îți povestește aici una alta. Ce nu știi tu e că ești lăudat, ești onorat. Deci tu nu știi aici că cineva vorbește foarte frumos despre tine. Și ce nu știi tu este că urmează să ai o surpriză printr-o bucurie de departe. Poate să fie o bucurie legată de zona de internetul, de zona de internet, sau poate să fie o bucurie legată de zona străinătății. Eu o veste bună aici. Ia uite. Și mai avem că cineva dorește să te revadă. Și tu nu știi aici că cineva se pregătește să te revadă. Pe neașteptate, o întâlnire cu cineva. Nu știu, ieși la magazin să cumperi ceva și te întâlnești cu un vecin, te întâlnești cu un prieten. Ieși undeva să îți rezolvi o problemă și apare o persoană în viața ta. O casă străină avem aici. Deci, mergi undeva și acolo te întâlnești cu o persoană. Și pe neașteptate, uite, primești o veste bună. Privind o aprobare, privind ceva anume. Ce o să te mire? Un bărbat în vârstă. Deci tu aici o să rămâi surprins sau surprinsă de o persoană matură, asumată, sau persoana asta te surprinde cu ceva. Ia-ți vedem. O persoană plăcută, văd aici. Deci, ce o să te mire este o veste onorabilă pe care un bărbat ți-o ofer. Poate e un prieten, poate e partenerul de viață, cineva din familie. Parcă e vorba de un cuplu cu diferență de vârstă pentru unii. Cineva te ajută aici să-ți realizezi dorințele. Asta o să te mire. Ok, hai să vedem acum și îngerii ce zic. Transformare, da? Ți se spune să pui lumină în acel întuneric. Ți se spune să te deschizi în fața schimbărilor. În legătură cu situația aceasta. O prietenie, un compromis. E, da, câteodată trebuie să mai facem și cât un compromis, că altfel nu se poate. Așa nu ne mai înțelegem cu nimeni, așa stăm singuri. Și cu un prieten, da, mai lăsăm de la noi, mai lasă și el de la el. Asta este. Hai să vedem și niște mesaje bonus. Numărul 1. Avem inițiala R. Pentru cineva, poate să fie numele unei persoane, poate să fie numele unei țări, a unei firme, a unei instituții. Roșcat, roșcată. Luna noiembrie, numărul 2, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător și o veste de final definitivă avem aici. Un cadou pentru tine, ziua de joi. Apoi avem ziua de miercuri cu o veste onorabilă, veste bună. Deci aici e clar că tu urmează să primești niște vești foarte, foarte bune. O curiozitate plăcută mai avem, zodia Săgetător. Putere personală, chakra 3 e foarte importantă pentru tine. Uite, poate este important să afli mai multe informații și să meditezi și să încerci să deblochezi acel centru energetic, poate te-ar ajuta foarte mult. Culoarea galben te-ar putea ajuta, uite, poartă galben. Din nou, bărbat în vârstă, octombrie, cineva, zodia Balanță, zodia Scorpion. Și o scrisoare, un mesaj cu această culoare roz. Deci, dragilor, aici pentru numărul 1 eu văd clar o veste care apare, care are legătură cu un final, cu o transformare și care se transformă în ceva foarte pozitiv pentru tine. Acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și de asemenea, dacă vrei o astfel de citire, găsești cu drag pe aplicația Tarot by AI. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.
Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești cu drag pe aplicația Tarot by AI. Hai să vedem ce trebuie să știi. A ieșit prima carte, bani mulți, ia uite, primești niște bani. Sau mergi într-un loc scump, ai o discuție aici privind o casă, o mașină, o moștenire. Îți place să te aranjezi, îți place să arăți bine, investești foarte mult în propria persoană. Avem aici noutăți plăcute și o persoană vicleană. E, cineva aici pe de o parte se bucură, pe de altă parte așteaptă așa momentul potrivit ca să acționeze. Hai să vedem ce-i cu banii ăștia, despre ce e vorba. Ia uite, o bucurie mică, parcă nici nu te bucuri de ei. Da, o bucurie mică și un noroc. E ca și cum nu-ți dai seama, da, de valoarea pe care o ai. E ca și cum spui, bun, am o stabilitate sau am unde să stau, am strictul necesar, dar spui, bun, dar eu tot vreau să mă bucur așa ca un copil de fiecare lucru mărunt. Și asta e foarte bine, e foarte, foarte bine. Văd o bucurie mică, da, în legătură cu o sumă de bani. Acum, nu știu, poate te întâlnești cu o persoană care îți poate oferi un exemplu în acest sens, poate fi o persoană pe care o admiri, dar ce mai văd eu aici e că, uite, urmează să primești o invitație de dragoste. Cineva te invită în oraș sau cineva îți dă un like, reacționează la o postare, la ceva ce faci tu acolo. Pentru casa ta avem un noroc foarte mare. Deci în familia ta urmează o perioadă bună, norocoasă, frumoasă. Sau în casa ta, în general, unde stai tu. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Ia uite că au ieșit două mesaje. O scrisoare și un drum lung. Deci, pentru casa ta, uite, văd aici o veste foarte bună care apare din străinătate. Sau o veste legată de o călătorie îndepărtată. Pentru alții mai văd că e ceva legat de zona străinătății. Sau zona aceasta de online, poate acolo, știu eu, apar diferite vești bune. În curând avem o petrecere, o amiciție. Ia uite, petreci cu cineva sau mergi la o zi de naștere, te bucuri de ceva anume, îți vine o persoană în vizită, te întâlnești cu niște prieteni, este o atmosferă bună la locul de muncă. Dar mă uit pe motanul meu că e foarte energic. O casă străină și o companie plăcută. Uite, mergi la o petrecere, mergi la o întâlnire undeva. Și acolo, uite, poți să cunoști o nouă persoană. Împreună cu cineva cu care tu te înțelegi foarte bine, ai o discuție aici foarte interesantă. Ca un fel de petrecere. Sau te simți bine, bei un suc, bei o cafea, stai de vorbă. În viitor, un cadou. Ia uite, primești un cadou. Cineva îți face o surpriză frumoasă. Sau în viitor, într-o zi sfântă, într-o zi mare, se întâmplă ceva important. În viitor, uite, este o persoană care îți pregătește. Uite, tot iese persoana asta vicleană. Persoana vicleană nu-i neapărat cineva rău, poate să fie o persoană inteligentă, o persoană care are niște planuri, niște strategii acolo, care își urmărește interesul. Da? Pentru că eu văd o bucurie mare și niște noutăți plăcute. E clar că cineva vrea să-ți facă o surpriză, da? Cineva vrea să-ți dea niște vești, cineva vrea să te cunoască mai bine. Ce nu știi tu? Gelozie. E, se pare că tu nu știi că ai o persoană geloasă aici în jurul tău, care nu-ți zice. Fie geloasă pe tine, fie e o persoană care te vrea, dar n-are curajul să vorbească. Ia uite, ce nu știi tu? E gelozie, un sfârșit, bani puțin și supărare. Deci poate tu nu știi că cineva are niște probleme foarte mari pe care ți le ascunde. Sau cineva e foarte supărat aici pentru că simte clar faptul că ceva se finalizează, ceva se închide.
Pe neașteptate te vorbește cineva de bine. Deci, pe neașteptate intri în contact cu niște prieteni, cu niște persoane dragi ție, primești niște vești bune, primești o ghidare pozitivă. Afli de cineva că vorbește frumos despre tine. Cineva dorește să te revadă. Deci, pe neașteptate, cineva o să dorească să te revadă. Este vorba despre un bărbat matur sau este vorba despre o persoană foarte dragă sufletului tău? Poate e cineva care ține la tine. Ia uite, o dragoste sinceră, dar te-ai certat cu omul ăsta sau ți-a dat o veste care nu ți-a plăcut și acum vrea să se vadă cu tine. Ce o să te mire pe tine în toată situația asta este realizarea dorințelor. Deci tu vei rămâne surprins de faptul că dorințele tale devin realitate. Aici apare o bucurie foarte, foarte mare. În legătură cu dragostea, da? Deci o să te mire faptul că cineva te dorește. Cineva vrea să te cunoască mai bine. Cineva vrea să colaborați, vrea să comunicați. Ia uite, au mai ieșit cărți. Dar, dar ce ceartă a fost aici? Ce probleme au fost aici? Sau încă sunt? O pagubă, intrigi între femei, lacrimi, o călătorie îndepărtată, piedici, ce a fost aici? Deci niște probleme care au fost, da? Sau pe care omul ăsta le-a avut. Da, doar că în final văd că este și un conflict aici. Știu acum dacă tu îți dorești conflictul ăsta sau nu, dar e ca și cum, nu știu, se menține o energie așa de iubire, de război, de pasiune, de tot felul de lucruri. Ia să vedem ce zic îngerii pentru tine. Numărul 2. Reciprocitate. Uite. Învață să-ți arăți sentimentele. Aici, cumva ți se spune că viața asta ți oferă lucruri în oglindă, adică pe cât te iubești tu pe tine, pe atât te vor iubi și ceilalți și te vor respecta și te vor băga în seamă. Poate e nevoie de reciprocitate într-un cuplu sau într-o prietenie. Ia uite că cineva este temător. Uite, a venit timpul să îndepărtezi orice teamă, orice nesiguranță. Deci cineva aici e temător, n-are încredere în el sau cuiva este frică de o separare. Dar uite, îngerii zic clar că separarea asta nu-i sfârșitul. Nu-i sfârșitul. Pentru că na, tu nu știi aici că cineva se gândește serios la un final și nu știe ce să mai fac. Ia să vedem ce zice oracolul meu. Ce mesaje are pentru tine? Ia să vedem noi. Au ieșit mesajele. Uite, primul e în viitorul apropiat, tu primești o ghidare. Apoi, pe neașteptat, apare o ceartă sau o discuție mai aprinsă. Avem ziua de vineri cu mesajul întâlnire. Siguranță, chakra 1, poate e nevoie să cauți informații despre această chakră sau să te îmbraci mult în roșu. Da? Apoi avem dimineață, un nou început. E ca și cum tu ai avut o ceartă sau ai o ceartă, te întâlnești cu cineva și apoi dați startul unui nou început. Dar știi cum discutați lucrurile așa, concret, direct. Apoi avem acum numărul 5. Inițiala T, telefon, deci uite, poate acum te sună cineva sau poate primești un mesaj, o notificare pe telefon, îți reacționează la o poveste, la o postare, ceva, da? Secrete, secrete, mesajul cu secrete și culoarea galben. Un moment aici în care simt eu că tu vei afla niște informații foarte, foarte prețioase în urma acestei întâlniri și atunci
ți se dă o oarecare resetare. Sau la muncă, dacă aștepți un răspuns, acesta este pozitiv. Dar cu amendamentul că trebuie să faci și tu ceva, nu doar să aștepți că nu o să se întâmple, dar trebuie să acționezi și tu cumva. Pentru că na, energiile astea predispun spre chestiile astea în viața ta în acest moment, dar este important și liberul tău arbitru și decizia ta. Dacă tu ești regina sau regele propriei tale vieți și depinde ce alegi. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, te invit să-mi dai un like, să lași un comentariu, contează foarte mult pentru mine și mă ajută. Îți mulțumesc că recomanzi canalul și altor persoane, îți mulțumesc că distribui aceste videoclipuri. De asemenea, dacă vrei o astfel de citire, îți reamintesc că ai parte gratuit de răspuns din partea cărților de tarot pe aplicația Tarot by AI. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez încă o dată și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.